Toți elevii, preșcolarii, profesorii, învățătorii și angajații din școli, inclusiv personalul nedidactic, vor face teste de salivă de 2 ori pe săptămână, gratuit, începând de luna aceasta. Departamentul pentru situații de urgență este cel care a evaluat faptul că testele de salivă care se vor face în școli sunt necesare de 2 ori pe săptămână, a precizat ministrul. Testele vor putea fi efectuate inclusiv de personalul didactic, însă, în prealabil, ministrul cere un minim instructaj din partea autorităților sanitare. Dar vine întrebarea, cine ar trebui, de fapt, să efectueze aceste teste? Cine considerați dumneavoastră că ar trebui să fie responsabil pentru testarea elevilor, părinții sau profesorii? În primul rând, aceste teste trebuie aplicate într-un cadru adecvat, adică trebuie undeva unde nu sunt alți copii sau alte persoane, că este vorba despre probă biologică, despre salivă. Și atunci cel mai corect ar fi să le aplice părinții. Le aplică acasă, se spune că în instrucțiune că se aplică în perioada în care copilul nu a mâncat, nu a băut nimic, adică se poate aplica ușor acasă. Dacă îl trimite la școală, copilul mănâncă, consumă lichide și atunci testul nu mai este relevant. Sau dacă sunt cei care vin după amiază la ora 14, ce fac? Stau, nu mănâncă, nu consumă nimic până la ora respectivă. Deci instrucțiunea este prost făcută. Ministerul Educației, Ministerul Sănătății în primul rând și apoi Ministerul Educației au greșit când au emis o asemenea instrucțiune. Ea trebuie să fie modificată. Cadrele didactice nu sunt de acord să efectueze aceste teste datorită faptului că e vorba despre probe biologice de salivă și oricine se poate infecta cu virusul dacă cineva din grupul respectiv a contactat deja virusul respectiv. Așa, dacă părintele îl face acasă, constată dacă testul, să zicem, Doamne ferește, este pozitiv, îl oprește pe copil acasă și atunci lucrurile sunt mult mai simple. Practic, dacă testul de salivă este pozitiv și se face testul PCR, elevul aduce rezultatul negativ al testului PCR și poate continua cu prezență fizică. Dacă nu se face testul sau dacă testul PCR confirmă rezultatul testului de salivă, elevul va rămâne la domiciliu vreme de 14 zile. La decizia școlii, testele vor putea fi administrate la domiciliu de către părinți sau sub supravegherea părinților sau a reprezentanților legali sau în școală, atunci când există dorința colegilor, cadrei didactice, pentru a fi administrate în școală, este nevoie și de acordul părinților.